Salutare, prieteni! Dacă plantele tale de castraveți s-au îmbolnăvit, ofilit sau s-au oprit din produs, încearcă aceste două lucruri pentru a le readuce la viață. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că udăm regulat castraveții, deoarece castraveții sunt 96% apă. De aceea, pentru a ajuta planta să-și asigure toți nutrienții, trebuie să-i udăm din abundență și să le oferim apă regulat, mai ales în această perioadă de secetă. Ce folosesc ca să readuc plantele de castraveți la viață? Laptele. Eu torn la rădăcina castraveților lapte diluat în apă. După ce laptele fermentează, produce acid lactic datorită bacteriilor Lactobacillus, iar acestea ajută la descompunerea materiei organice din sol, favorizând asimilarea nutrienților de către plante. Laptele este bogat în mai multe minerale, mai ales în calciu, potasiu, fosfor, iod, magneziu, zinc, seleniu și vitamine. Cât lapte trebuie să folosim pentru a crea acest îngrășământ? La un litru de lapte adăugăm 9 litri de apă și amestecăm totul foarte bine, după care putem uda plantele noastre. Eu folosesc acest îngrășământ o dată la 2 săptămâni, atât la plantele de castraveți, cât și de roșii, dovlecei și pepeni. Mai apoi, stropim plantele noastre cu bicarbonat de potasiu. Putem folosi ca și fungicid tot lapte preventiv. Însă în cazul nostru, când plantele de castraveți sunt bolnave, avem nevoie de un fungicid rapid, eficient și biologic. Multă lume nu a auzit de bicarbonatul de potasiu, însă acesta este unul dintre cele mai eficiente soluții antifungice, având un spectru larg față de bicarbonatul de sodiu, fără efectele fitotoxice. Iar toți cei care au început să-l folosească au rămas uimiți de eficiența acestuia. Este foarte eficient în tratarea făinării, care o recunoaștem imediat după petele albicioase de pe frunze, afectând mai ales castraveții, dovleceii și pepenii. Care este doza pe care o folosim pentru a prepara această soluție? Doza maximă pe care o folosim de bicarbonat de potasiu este de 0,5% la fiecare litru de apă. Adică putem folosi maxim 5 grame. Aproximativ o linguriță de bicarbonat de potasiu. Eu folosesc de obicei 3,5 grame la litru, atât ca și prevenție, cât și ca tratament. Distanța între tratamente trebuie să fie de minim 7 zile. Dacă planta este foarte bolnavă, ca și în cazul de față, putem scurta această perioadă, însă fără aplica mai mult de 3-4 tratamente. Așadar, dacă plantele voastre de castraveți s-au îmbolnăvit și nimic din ce ați încercat nu a funcționat, încercați aceste două ingrediente ca ultimă șansă pentru a readuce la viață castraveții din grădina dumneavoastră. Dacă sunteți interesați ce îngrășământ natural de calciu folosesc pentru putrezirea apicală la roșii și ardei, dați click pe videoclipul următor. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!